Dureri de mâini și amorțele care te trezesc noaptea din somn? Sunt doctorul Vladislav Demnar și astăzi vreau să-ți povestesc ce le recomand pacienților noștri cu astfel de simptome. Prima etapă este evaluarea pentru confirmarea sindromului de tunel carpian. Aceasta se realizează prin examinarea clinică și investigații specifice. Pe lângă confirmarea diagnosticului, avem nevoie și de stadializare, adică stabilirea stadiului în care se află boala, care se realizează tot prin intermediul investigațiilor precedente. Stadializarea este obligatorie pentru stabilirea tratamentului. Atenție! Tratamentul este diferit în funcție de stadiul de severitate al bolii. Nu recomand tratament pe încercate. Sindromul de tunel carpian înseamnă o strangulare de nerv. Nervul suferă și se degradează, afectarea sa fiind progresivă, ceea ce înseamnă că boala se agravează în timp. Cu anumite excepții, simptomele apar tot progresiv. Mai întâi apar amorțeli și furnicături, urmate de dureri. Dacă ai început să scapi și lucruri din mână, situația este și mai gravă, boala fiind deja într-un stadiu destul de avansat. Soluția în acest caz este eliberarea nervului din această situație. Dacă nervul nu este eliberat în timp util, nervul se va denerva. Eliberarea nervului se realizează doar prin intermediul intervenției chirurgicale. Toate celelalte metode alternative de tratament sunt utile, de cele mai multe ori doar în stadiile incipiente ale bolii. Vrei să știi mai multe despre investigațiile necesare diagnosticării și stadializării sindromului de tunel carpian? Poți citi materialele noastre informative pe site-ul nostru sau ne poți contacta telefonic.